La finele săptămânii trecute, în Camera Deputaților a fost adoptată cu 211 voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere, o nouă lege privind modificarea și completarea legii cooperației agricole, așa cum a fost discutată cu partenerii de dialog social. Pentru a intra în vigoare, noua lege a cooperativelor agricole a fost trimisă spre promulgare președintelui României. Legea cuprinde o serie de facilități menite să stimuleze producătorii individuali să se asocieze în cooperative. Astfel, legea prevede scutirea de impozitul pe profit timp de 5 ani atât pentru cooperativele noi, cât și pentru cele existente, indiferent de cifra de afaceri, dacă integrează producția cu procesarea. Pentru cooperativele care au doar producție, scutirea de impozit se aplică până la limita de 2 milioane de euro cifra de afaceri. Totodată se prevede scutirea de impozit pe venit pentru micro-întreprinderile care aderă la cooperative. Scutirea de impozit pe norma de venit pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale care aderă la cooperative. Scutirea de impozitul pe proprietate pentru bunurile aferente producției valorificate prin cooperative. Scutirea de impozit pe arendă pentru terenurile lucrate în arendă de cooperative. Legea constituirii cooperativelor agricole a fost adoptată încă din anul 2004, cu modificările și completările ulterioare, însă nu a fost agreată de micii fermieri, aceștia fiind deosebit de reticenți față de o astfel de formă de organizare, care le reamintește încă de perioada fostelor CAP-uri.